Yo, salutare oameni buni și buni, bine v-am regăsit la un nou episod din serie mea la Assassin's Creed Revelations. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou și de asemenea nu uitați să vă abonați pe sub clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. De la insula Animus trecem direct la o nouă secvență cu Ezio și sper că în sfârșit ajungem în Capadocia. Că a durat ceva asta, aproape că mă speria să am crezut că se duce naiba jocul. Capadocia. Mamă. Se pregătește de o revoluție. But as ever, I put stock only in myself and hold the memory of dear Sophia close to my heart. Claudia. You would laugh to hear the racing thoughts of your brother now. I have come to admire Sophia with more affection than I thought possible. Oh wow. After the death of Christina, scrisori. Something withered in me. But that feeling, that capacity for love, has returned. I adore Sophia, but dare not drag her into this life of mine. Not spune adevărul, sau nu? Or driving her away. Așa. Let's go. Dita mai barca. Secvența 7, Underworld. Lumea ascunsă. Nu știu cum zice el că se duce în Capadocia din moment ce dita mai barca. Dar hei, am ajuns. Clar. Nu e niciun om de-a lui Taric. Așa. Investigează peșterile. Hai să vedem care ar fi schema. New items unlocked. Iauzi. Descoperim armură nouă la Blacksmith. Mamă, dar locul ăsta arată foarte dubios, foarte creepy, așa. Nu e nimeni aproape. Ești nebun la creieri. Hai bătrânei, hai bătrânei Ezio. Oh, wow, e un întreg oraș aici. Ia uite-i, ăștia sunt. Mamă, cum arată, ești nebun. Holy moly. Guacamole. E imens orașul ăsta. Gata. Orașul ascuns. Ciao, bro. Încă mai am cuțite. Dar nu pot să le folosesc, din păcate. Du-te mă la scara asta. Așa, vezi că știi? N-ar fi un episod din Assassin's Creed dacă n-aș strămuta. Am alergie la Ezio. Na, ce ai mă, frate? Hopa. Sper să găsim de la el ceva. Do not get detected. What the fuck? Stai calm, bro. Naca, a căzut acum. Grozav. Sanăvă ce, mă? Zi-mă cu cuvintele tale. Te înghiți limba? Încearcă să nu fiu detectat prea târziu. Prea târziu, my friend. Ia, care e misiunea? O fi aici, o fi aici, o fi sus. Dar stai, ce să fie sus? Nu, prima dată mă uit jos. What? Nu, aici. Asta era prima chestie pe care vreau să o fac. A doua,
Să caut aici, poate găsesc ceva. Cuțite, eventual. Ah, doar bănuți. Băi, ce mă? Dar nu se vede nimic acolo. Vai. Stai un pic, să schimbăm. Mi-au Hookblade-ul pentru că vreau să fac o asasinare. Da, clar, sus e. Suseni. Bine, bro. Și cum ajungem noi acolo? Sus, că e departe, în draci. Mamma mia, uite-te la locul ăsta, ce huge e. Hai că se poate, bro. Hai că se poate. Bun, am ajuns până aici. E bine. Nu-i rău. Și acum sus. Și ar trebui să fie și mai sus începutul de misiune. Mamă, frate, că trebuie să mă urc. Spider-Man e mic copil. Astea sunt comori, da, au bani. Dacă strălucesc, au bani. Hova. Cațele-te, bro. Mamă. Și mai sus trebuie. Acum sunt sigur că nu o să te vadă nimeni. Trebuie să-i apreciem longevitatea, două. Synchronize, așa. Asta era tot. Dăm scout la împrejurimi. Drăguț. Locate. Tarek Spies. Unde n-ai pa să ne ducem? Mă duc și-o pe aici. Pare Caterinca. Ce noroc pe capul meu să am parașutele. Super. Aia sunt oamenii lui Tarek? Cine naiba mai știe? Nu știe nimeni. What the fuck, bro? Unde sunt oamenii tăi? Spionaj direct. Așa, uite aici, nu-i nimic. Tu, spion? Spionezi? Nu. Nu spionează nimeni. Opa! Ba da. Bă, la o parte. Dilara, ce? Who the fuck are you? What? Pe unde s-a dus? Hai că n-am înțeles. Pare că a fugit departe, dar nu înțeleg cum. Madman. S-ascunde, mă, cred. Oh. Easy now. Tarek sent me. Only you? Why not more? I am enough. Where are your men? Sunt de ajuns. By Byzantines over a week ago. I was dressed to look like a slave and managed to escape. But I-a prins pe ceilalți. Are you a capable fighter? I like to think so. Well, when you are certain, come find me. Ok, mersi de bănuți. Da, n-am nevoie să mă gândesc că sunt un fighter bun, să fim serioși. Sunt un fighter genial de bun. Ok, nu-mi place zona asta. Hai pe acoperiș. Îmi pare o fundătură. Stai, potol. Omul cu fustă și covor. În același timp. Tu porți covor, mă, la picioare? Așa, da, culmea, nu e blacksmith aici. Ceea ce e ciudat. Da, mă rog, hai să vedem ce mă pune să fac. A, o prins-o și pe ea.
Sending his harem girls now, eh? It seems the Sultan is running out of skilled fighters. Where did you take her? Inside, into the prisons. La Gulag. Not with Shakulu. Shakulu. Mama, asta e ala cu mască. Mi-e frică de Shakulu. E periculos, așa părea. Bun. Hai, mă. Do not kill anyone. Man, fuck that. Ai nebunit? Cum să nu mor pe nimeni? Ce mai prostie. Throwing knives. Aia zic. Cum să nu-l omor când e de cuțite? Ai nebunit? Asta nu-mi pasă. Stai să schimbăm cuțitele. Am două cuțite, dar sunt de ajuns. Ia. Față. A few weeks at most. Janissaries will know I have betrayed them by now. But do they have the resources for retribution? Grasley. O să-ți ofuri. Shaormel. Ah! What the hell is that smell? Apologies, Manuel. Some of these Ottoman prisoners. Oh my god. Shakulu, try to moderate your anger. I know the Sultan humiliated your people, but there is no need to spit on men who are beneath us. You take the woman from the prison and bring her to the chapel. La ce se referă? I don't have the key. Find it. Cum arată sub mască? I'd like to run that man through with a spear. Hey, talk to yourself, taxi. Okay, calmați-vă, e ok. Relaxați-vă, sau cam încins spiritele în peștera asta. Așa, hai să-l găsim pe ăla. De care vorbeau ăștia. Wow. N-am vrut să fac asta, credeți-mă, dar mă rog, e bine și așa. E lejerea, nu și așa. Locate the guard. Și de unde naiba să știu eu? Opa. What? Mă bag și aici. Așa, bun. Cred că ăla e. Cred că-l și văd. Nu e unul din aia? Că strălucește prea intens. Unul din ăla trebuie să fie. S-a dus la lupte. Ce să mai... Haide. Hai, tataie-ți-o. Tataie. Nu e asta nici, ba da. By any means. Păi eu fur, mă. Opa, așa. Încă unul. Și prosănacii îi asasinez pe ăștia fix în fața lor. Nu. Nu. N-am treabă. Mamă cât sunt. Mamă ce facem. Cum de nu-și dădusele seama, bro? What? Dacă mă lovește cu paloșul, sunt terminat, by the way. Virar. Na.
Ce naiba a fugit ăla? Sper că nu. Mai vreau cuțite. Așa. Și viață. Bun. Perfect. Gata. Am furat și cheia. Am zis că e destul scandal pentru o zi. Iată, ce facem asta? My friend, te ceri cu fânul? Ești de la cu boala vacii nebune. Înțepa fânul cu vulca, bravo, tată. În regulă. Mamă. Insane și aici. Hai că mere. La fix. M-am întors cu cheia. Dar aici nu mai e nimeni. Holy shit. Mamă cât spioni. Damn. Nefericiții. Prea triștii. Toți prietenii tăi. Poor men. Alas, it's Kutsasim. That Turkmen renegade did this. Turkmen. Shakulu. I'll kill him. Wait. Mama, câți bani mi-a dat. E bogat asta. Pe 50% de donut kill anyone. Bă, sunt unele chestii așa stupide, gen, cum să te abții să nu omori pe nimeni, e nebunit. Hell na, bro. Unde mai e șmecheria în asta? Așa. Hai pe aici. De data asta. Canterincă puțin. Bun. Ce îmi place să fac parcurs pe aici? Încă nu am fost demascat. Chiar dacă mă port foarte suspect. Nu știu cum de nu s-au dat seama ăștia că... Bă, eu sunt asasinul la mare și rău. Auci. Ia. Ce naiba? A, e sus. Dar hai să iau și comoara. Cât nu e ca și cum o folosește cineva, nu? Are cineva treabă cu ea? Oh, ia uite aici. You do not cooperate very well. I'm here to rescue my men, not make friends. Right there. Ce îi face? Mama, armură rezistentă la gloanțe. Janos. Shakulu îi totrează pe săraci oameni. Do not be detected. Oh, shit. Cuțite. Unde? De ce nu mă lasă să selectez cuțitele? What? Asta e unul? Ai și ideea. 2. Hai, Janos, rezistă. Știu că e... l-am pocit în ungur, dar... e ok. Oho. Drăguț. Hai că aproape am rezolvat problema. Oh my god, ce epic. Așa ușor să fie, totuși. What? L-am omorât. Men who make a fetish out of murder deserve no pity.
Oh. Damn, dude. E primul pe care îl văd așa. Vreau să caut informații despre el. Stai. Nu legend, database. People. Targets. Legendary rebel leader Shakulu. Opres Turkmen tribe in Eastern Anatolia. Foarte interesant. Mamă, stai că trebuie să-mi scot pumnalul acum. Vă place pumnalul meu? Bam. Ah. Eu pe. Ce s-au speriat aia, mor? Sunteți trei prostălăi și tot vă speriați, mă? Asta e pentru toți oamenii. De data asta cred că moare. Gata. Dă-i masca jos. Can you walk? The rifles you brought, they should be destroyed. Most of them don't actually work. Oh. But the gunpowder is real. We could not fake that. Bene. Keep out of sight. Deci nu mergeau armele. Îi păcăliseră puțin. Doar praful de pușcă, normal. What the fuck? Oh, două ținte. God damn, bro. Și mulțimea e în delir. Nebunilor, că voi vreați să vedeți oameni torturați. Nimic suspect. N-a zăzut absolut nimic. Bam. De unde naiba începe misiunea? Ce castană și-a luat? Castană cu pumnalul. Așa, hai că nu-i rău. Mai facem niște jumbuș lucruri pe aici. Și ajungem și la misiune, că e lejereanu. Doar 30 de metri până acolo. Ai nu așa, gașa. Asta e? Oh. Ce pui mei? What the fuck? Nu, n-are treabă cu locul ăsta. Da, aia zic. Ce face asta? Siga! This is gunpowder, not millet! I got it! Gunpowder, zice. Mama, mult de cățărat. Ai mult de cățărat, my friend. Da, e în regulă. Parcă și la mine miroasea praf de pușcă. Păi, practic, se cățără pe unde s-a cățărat și mai devreme. E fix același loc.
Da, ok, n-a fost cine știe ce. Ce convenabil a lăsat cineva astea. Fix să vină unul ca mine să se cațere pe ele. Top. Find the incendiary explosive. Aoleu. Și ce fac acum? Că m-au văzut ăștia. Sunteți mulți rău, mă, fraților. N-am nici asasini. Acum era momentul perfect să folosesc asasinii. Da, e ok. Splinter bomb. Țeacă. Stai. Dar nu le-a făcut nimic, doar e ca un fel de flashbang. Hai, îi batem pe modul clasic. Și că do not take any damage. Da. Ce misiune e aia fără să iei damage? De Assassin's Creed, ai nebunit? Nu mai are niciun haz. Gata și ăștia? Degeaba aveți pază. Bum. Și direct pistolul. Ăștia sunt alea că mai periculoși. Ce counter i-am făcut? Mam. Îl PLD-ul te reface ce aici? Păzea. E un om cu o misiune. Nu-i de glumă cu el. Așa. Ia. Pe unde naiba o fi asta? Well, acolo ajunsesem deja. Fi deasupra? Nu, nu e deasupra. Bă, ce sunteți mă așa mulți? Sunteți cam mulți, îmi scot pumnalul. Bam! Și viață, că mai am un pic și mor. Bum! Mamă! Ce chestie epice poate să facă? Așa, cred că am omorât toată paza de aici, dar... Nu înțeleg unde mă pune să ajung. Foarte ciudat. Ia. Atât? Ah, asta e tot. Dăm foc la tot. Incendiary explosive acquired. Așa. Și acum ce? Uimește-mă. Acum bubuim tot. Și o să creăm mare panică. Ai de capul meu. Wow. Explozii. După el acum. Nu te ascultă nimeni.
Constantinopolis. We are the lords of this land. We are Byzantines. Corio, stand fast. Do not let anyone break it. Oh. Stop that man. Down. Gata. Ți-ai înghițit curajul, este? Păi fuge grasul așa repede? Oh my god. Fii atent că fuge. Nu o dai cu el. Deci nu o dai cu el, palergat. Mamă, dar îmi place că vine aici. Vine spre mine în loc să fugă mai departe. Uite-l, îl văd. Hai, bobiță, unde fugi? Poate că mă așteaptă. Auci. Hei, ați închis ușa după voi. Nu te aud. Hai, atacați-mă. Bă, fugi ăla. Hai că n-avem timp. N-avem timp. Gata, pa. Se duce înapoi să vândă pește. Haide. Prinde-l din urmă, că nu vreau să scape. Ok. Da, mă, hai, că grasul nu aleargă așa tare. Nu mai ai unde să fugi. S-a terminat. You take advantage of a poor and displaced people. You send us to further your own vain quest. But we fight for dignity, assassin. We fight to restore peace to this troubled land. Ești templier sau ce ești? Templars are always quick to talk of peace, but very slow to concede power. Because power begets peace, flaca. It cannot happen in reverse. These people would drown without a fair hand to lift them up and keep them in line. There he is. The monster I came to kill. Oh, wow, nu e secret că luptă. Bă, măcar îi dă o șansă. Bine, n-are nicio treabă cu lupta, da? Wow! Ușureți eu. Știu că sunteți mulți templieri. A, uite, ultima cheie. A găsit cheia. Otoman Bizantin, ce vrei să spui cu asta? Enough prattling. I am here for the Masyaf key. Take it. Take it. Seek your fortune. See if you get within 100 leagues of that library before one of us finishes you off. Da. Puțin anticlimatic, dar e ok. Poor Manuel, last of the Palaeologi. I should change the change. In charge of our Masyaf expedition. He was an arrogant. What? Impossible to keep in line. Disappoint me, Ahmed. Ahmed. Why the Templars? Because I am tired of all of these pointless blood feuds that pit father against son, brother against brother. To achieve true peace, mankind must think and move as one body, with one master. The secrets in the Grand Temple will give us just that. And Altair will lead us there. Delusions. Altair secrets are not. Tu nu ești asasin. I am not interested in arguing, Ezio. I am here for the Masyaf key. Am doar ok, atâta. Are there more than this one? Face pe prostul. Perhaps I should ask someone who knows better. A aflat de Sofia. Is that her name?
She knows nothing. Leave her be. We shall see. Mamă, ce nenorocit. I know you'll try. Holy fuck, deci tu erai unul din The Templars, Prințul Ahmet. Mamă, Leaf, Cappadocia. Trebuie să plecăm de aici, să ne întoarcem la Constantinopol. Mama mia, insane. Hai să luptăm puțin cu voi, băieți, ca în chef. Sunt furios și uite. Ca un ketchup picant. Wow, wow. Și încă unul. Let's go. Nu vă pot oriți, este. Ce răsturnare de situație, nu mă așteptam la asta. Să fie chiar Ahmet. Ăla rău. Șeful lor. Oh shit. Trebuie să luptăm. Oricum ne apropiem de final, văd. Dacă s-a arătat și principala țintă, adică Ahmet, cât să mai asasinăm pe Ahmet și gata. Ce-au pățit ăștia? Ah, pentru că arde focul ăla, e fum mare. Doamne, criminal în masă. Ezio, ai făcut nebunii. Holy fuck. E mare haosul. Jesus Christ, Ezio. Ezio, ce ai făcut aici? Mâncați-aș gura ta. Hai mă, unde e ieșirea? Vai, vai, vai. Hai că am găsit-o, dar greu. Păi și oamenii, Ezio, oamenii nevinovați care sunt aici? Cu ce-au greșit? Îi lași să moară? Mamă, ce insane! Sunt supărați ăștia, pe bună dreptate, și aș fi supărat. Dar na, muncă grea de asasin. Ți-am făcut operație dentară cu sabia aia. Wow, 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 păzea. Cum s-o dai, frate, cu Ezio? N-ai cum s-o dai cu Ezio. Îți învârți sabia degeaba, măi. Uite că ne așteaptă. Uite, ăla e bat. Am lăsat în urmă fum și haos. Ia uite și ultima cheie. Ultimele amintiri. Ia. Altair acum? Secvență cu Altair? Cred că da. Da, la vârsta de 92 de ani. Ce tare. Nicolo Polo, asta e... Copilul lui Marco Polo sau tatăl lui Marco Polo sau fratele lui Marco Polo? Back to Constantinople for a time. We will establish a guild there before returning to Venezia. Yes. Your son Marco will be eager to hear his father's wild stories. He is a little young for such tales. Tatăl lui Marco Polo. Father, a vanguard of Mongols has broken through. Mama. Nicolo. Your cargo and provisions are waiting for you by the village. Băi, ești nebun? We will escort you there. Thank you, mentor. Ready to cut. Mentor. Watch for my signal. Stay close.
Ne atacă mongolii. Escort the Polos to safety. Nicolo and Mafolo. Ah, foarte interesant. Stai, ce? Unde să-i duc? Deschide porțile. Ia uite ce bătaie e aici. Oh my god. Nici o treabă. Așa arată mongolii? Ce ciudat. Also, e puțin amuzant cum... Ah, da, da, da. Hai că arată bine, arată bine. Modelul. Am crezut că nu e bun. Bă, de ce l-ați omorât? Da, ăștia nu pățesc nimic. Poate i-a învățat să controleze, să fie afectați doar inamicii. Păi mă simt super OP. Parcă Ezio se simte mai bine la 92 de ani decât la 80. Wow! Ce pui mei! Deci că i-au omorât asasini invizibili. Nu înțeleg. Aici, în față. Wow! Nici n-avem nevoie de asasini. Doamne! Ce puternic e mărul! Nah, e ok, e ok. Give me a moment. The end of an era. When I was very young, I was foolish enough to believe that our creed would bring an end to all these conflicts. Îmi plac secvențele astea din trecut. Aleluia, Altair. Îi termină povestea. I have seen enough for one life. I have done my part. Then again, there is no greater glory than fighting to find the truth. We are ready. A last favor, Nicolo. Take these with you and cheile. Hide them if you must. Artifacts? Of a kind. They are keys. Each one imbued with a message. A message for whom? I wish I knew. Foarte interesant. Passing the torch. Gata și secvența 7. La câte secvențe are jocul? 8 doar? Mai scurt. La poveste e mișto Revelations, dar nu se apropie de Brotherhood și 2, sincer. La poveste e cel mai bun, dar overall așa, nu-s fan. And little of it good. I am on a ship bound for Constantinople in pursuit of a man whose treachery has eluded me until now. Suleiman, deci ăsta e Suleiman Magnifico. The Templars here. He is the mastermind behind the Masyaf expedition, and he will stop at nothing to retrieve the keys, all of which are now in assassin hands. So what holds me back? Why do I not take the keys to Masyaf myself and be done with these fools? Correct. Because I have been careless. Because the Templars... Da, gen, el avea acum toate cele 5 chei. Și putea să se ducă la Masyaf. Masyaf, mă rog. Dar vrea să o salveze pe Sofia. She knows nothing about. And it will be my burden to bear if she comes to any harm. Și se întoarce la Constantinopol. Oricum se vede că pentru el e o lume așa... nu prea familiară. Ne-am întors la Constantinopol. Ok, bun. Vă era dor? Oricum. Arată făinuț Constantinopolul. Citizens of the Empire and travelers from foreign lands. Așa. Restricții noi. New restrictions apply to all who travel to and from the city. Note that a reward of 10,000 akçe will be given without question to
to anyone who brings in information that leads to the immediate arrest of the Suicaciu. Suicaciu. Mamă, sunt popular iarăși. Cred că toți anisarii din oraș mă caută. Damn. Huh. Ai făcut treabă, bravo. Ai făcut treabă. Da, trebuie să dau un pic de mită. Mai lăsați-mă asasinul, cel vorbiți atât de rău. Ok. Templierii. Nu vine să cred totuși că... Practic, ăla era... bizantin și ăsta e otoman, Ahmed. Și ei făceau parte din... aceeași clică. Practic. Foarte ciudat. Oricum, fraților, cam asta a fost și cu episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați like, comment, share și subscribe. Și noi ne auzim data viitoare. Până atunci, tot ce bune e. Pa, pa!